Bună seara tuturor, sunt Tarotela Coetelare, a partea a doua pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în rac pentru decembrie 2019, decembrie sau perioada următoare. În etalarea aceasta voi vorbi despre voi și partener, partenera. Asta este un set sexual, aici vorbim despre viața intimă pe care o aveți cu cineva și aici despre, eu știu, tot viața personală, dar e posibil să apară alt personaj, eventual, mai ales dacă sunteți într-un trio, mai ales dacă vă despărțiți, mai ales dacă aveți mai mulți parteneri, dar aici poate să apară și un frate, o soră, un colaborator, o colaboratoare, deși o să citesc ca și când ar fi o etalare de dragoste. În fine, haideți să vedem. Am încercat să înregistrez mai devreme și s-a întrerupt. La un moment dat ați avut aici împărăteasa. Unii dintre voi ori vă gândiți, ori vreți să explorați această energie. Este o arcană majoră, una dintre cele mai frumoase. Împărăteasa este genul de femeie sau personaj, neapărat, că puteți să fiți și bărbați, care își alege cu mare, mare grijă partenerul de viață intimă sau partenera. Și e genul de persoană care pune suflet în acel moment. Nu este detașată mental, emoțional în timpul acestui act și mai mult se dăruiește nu doar fizic, ci pe toate planurile, pentru că știe că această întâlnire între ea și cel drag, repet, poate să fie bărbat sau femeie, da? Se întâmplă un act sacru. Tocmai din acest motiv își alege cu mare grijă, pentru că nu poți să îl întâlnești pe Dumnezeu alături de oricine, asta e clar. Puteți să comentați cât vreți, dar așa este. Nu poți să crești spiritual în timpul actului sexual lângă oricine, mai ales lângă oameni care nu se implică, evident. Am amestecat cărțile, am spus, aici ar trebui să fiți voi, ce vă place ei, ce le place lor sau ce își doresc. Vă de ce vă este teamă? Nu neapărat ce vă place, ce vă doriți. Lor de ce le este frică? Nouă de băte. Cineva încearcă să vă cucerească. Sau voi încerca să cuceriți pe cineva și ei, sau eu știu, una dintre persoane, e mai reținută. E reținută. Dar probabil că din mod niște motive, nouă de bâte și în orice set de tarot arată o persoană rănită de foarte multe ori în situații care a trecut prin situații neplăcute și evident că e foarte precaută. Ce vă doriți? O, magicianul. Magicianul, vă doriți să începeți, eu știu. Magicianul e mai mult decât o relație. Pentru că putea să fie asul de cupe, asul de băte, asul de monede, da? Și chiar acum îmi vine acest moment. Wow! Și Marea Preot. Wow! Magicianul și Marea Preoteasă! Stați să vă arăt. Mai! Dar cu cine aveți de-a face? Deci asta este o pereche foarte spirituală. Voi vedeți cărțile? Teoretic, Marea Preoteasă ar trebui să fie teoretic sau dintr-un punct de vedere, pentru că e preoteasă, ar trebui să fie perechea Marelui Preot, dar e total opusă Marelui Preot, care este dogmatic. Marea Preoteasă se ocupă de astrologie, tarot, chestii intuitive, reiki, la la la. Da? Magicianul, la fel. Într-o formă sau alta, are toate resursele. Știe să manifeste ce vrea. Are și emoții, și bani, și pasiune, și darul vorbirii, da? Și noțiuni de spiritualitate, cât de cât, sau măcar de spiritism, care îl ajută să manifeste. Ha! Wow! Dar ce pereche! Fantastică! Din punctul meu de vedere, mi se par mult mai potriviți cei doi decât Marea Preoteasă cu Marele Preot. Ce frumos! Prima și a doua arcană majoră. Deci vă doriți și vreau să spun ceva ce n-am mai spus niciodată cu ocazia asta, dar m-am întrerupt singura. Voi vedeți ce am aici? Ok. Vreau să spun că magicianul este mai mult decât un început într-o relație.
putea să apară asul. Și posibil că, probabil că nu degeaba am această idee astăzi. La voi. Mai ales că a apărut și... Vreau altceva să spun. Vreau să spun că magicianul, pe lângă faptul că ar putea să facă, să vrăjească, da, varianta negativă, manipulatorul, să vrăjească, să aburească, da, să vrăjească, să facă vrăji de dragoste, vorba bine. Adică poți să vorbești vrute și nevrute ca să atragi pe cineva. Asta e varianta negativă, dar varianta pozitivă este, și revin la ceea ce am vrut să spun și n-am spus încă, că vreți să manifestați o nouă viață intimă? Unii dintre voi? Este ceva nou. Dar nu în sensul asurilor, cum am spus, sau așilor, whatever, mai greșesc și eu, da? Nu în sensul acesta. Vreți să manifestați ceva special, că nu degeaba aveți toate resursele. Să manifestați o nouă viață sexuală sau un alt stil. Să vă implicați altfel decât până acum. Nu știu pentru cine, dar pentru cineva este. Ho! Dacă aveți Marea Preoteasă, aveți perechea ideală, din punctul meu de vedere. De ce vă este teamă de 3 de monede, de un trio, de un semn de pământ, care vă pune într-un trio? Wow, ce frumos! De ce vă este teamă? Trei de monede înseamnă și colaborare, înseamnă și muncă. Înseamnă și o creștere financiară. Poate asta să vă influențeze oriceva la locul de muncă, să vă influențeze starea și viața intimă, ar fi păcat. Ar fi păcat să lăsați ca lucrurile din viața profesională să vă influențeze viața sentimentală. Evident, dacă este un trio, și mai rău. Și mai rău. Uf. Ce-și doresc ei? Marea Preoteasă. Deocamdată e secret. Pentru că Marea Preoteasă reprezintă secret. Secrete. Nu ca luna confuzii. Nu. Ea știe ce-și dorește, dar nu arată. Din niște motive. Pentru probabil că are motive serioase, că doar nu-i confuză deloc. Are cunoștință, are o carte, are chei, cheile cunoașterii, da? Cunoaște că doar am vorbit, știe tarot, astrologie, dar nu spune pentru că probabil nu a sosit momentul. Asta își dorește. Își dorește ceva, dar nu ne dă voie să aflăm. Este secret. De ce este teamă? De asul de bâte. Pe de o parte, Marea Preoteasă este o persoană singuratică. Seamănă foarte mult cu eremitul, pentru că este semnul peștilor și opus semnul peștilor este eremitul, da? Semnul fecioarei. Amândouă semnele se izolează, au tendința să se izoleze, da? Și evident că pentru cunoaștere uneori trebuie să te izolezi, mai ales când lucrezi cu energie, trebuie să te izolezi, să te protejezi, dar în general, printre multe lucruri care înseamnă Marea Preoteasă, probabil că are nevoie de un timp, nu știu, din când în când măcar, pentru așa ceva, pentru că văd că este teamă de acest început. Aveți voi unul și ei au unul, dar în poziția fricilor. Probabil că le este teamă să înceapă o relație cu voi. Poate că știu de acest trio, de-aia și țin secret anumite lucruri pe care le doresc. Voi aveți unul, au și ei unul, dar în poziția fricilor. Din ce motiv? Bine, atâtea secrete. De ce i-ar fi frică de acest as de bâte, eventual cu voi? Da, bâtele reprezintă, și asta e o citire chiar specială, bâtele reprezintă ce energie? Reprezintă
foc. Avem și aici un șemineu cu două personaje care ard, da? Oamenii azi, cititori de tarot, atribuie această carte suflet flăcărilor gemene, da? Care ard până la cenușă. Probabil că este teamă de acest început, că ar putea să vă transforme. Pentru că focul arde, da? Pe amândoi. Că știți, că nu știți, ea poate știe, nu știu voi dacă știți chestia asta. Ha. De ce ar fi teamă de pasiune de acest nou început? Probabil că din acest motiv. Nu, degeaba mi-a apărut mie ca să explic. Ah, de ce m-a pus pe mine în situația asta? Da. În capătul setului, cineva blochează, probabil că, nu știu, personajul acesta blochează, că se îmbâte. Blochează. Aici este o aventură, un cavaler de bâte, dar care în spate lasă o regină de spade și un trion. Și o moarte. Trebuie să se transforme. Oh, ce frumos! Către trei de cupe. Cineva, unul dintre voi, probabil, trece prin această transformare. A trecut printr-un trio, trei de spade. Mamă, cred că voi aveți trei de monede. Trei de spade, trei de cupe, dar trei de cupe deja este transformarea. Adică nu mai... Vreți să mergeți mai departe, să ieșiți din trio și să vă bucurați de dragoste, de victorie și așa mai departe, da? Pentru că lăsați în urmă, bănuiesc că voi, acest semn de... Nu știu, semn de aer sau o persoană foarte rece care dă ordine, am mai spus și la alte, da? Care v-a pus într-un fel sau altul, v-a determinat să ajungeți în triouri. Unii dintre voi, evident că nu toți, Doamna mea divină nu e în situația asta, dar unii sunteți. Interesant, foarte interesant. Fa, magicianul și marea preoteasă. Wow. Acum, să tai. Din seria aceasta, la un moment dat, a sărit împărăteasa, dar invers. Ceea ce spune că într-o relație, nu știu în ce relație, dintre voi și o persoană, n-a mai existat creștere, dintr-un motiv. Voi știți că au fost triouri, că n-au fost triouri, dar împărăteasa invers înseamnă și o amantă, înseamnă și o stagnare. Într-o direcție, înseamnă și un avort. Înseamnă foarte multe. Eu o să o pun la loc, mai amestec un pic. Soarele nu a venit să ascendent. Rac. Wow, marele preot și marea preoteasă. Ce frumos. Ia, stă asta mai bine. Nec, nu stă. Rac. Soare, luna, Venus, ascendent în rac. Deci, ce vă doriți voi? Nu, ce simțiți, ce gândiți, cum acționați, ce vă doriți, de ce vă este teamă și ce reușiți să faceți. Acum ei. Ce simt, ce gândesc, cum acționează, ce își doresc, de ce le este teamă și ce reușesc să manifeste până la sfârșitul perioadei. Acum, cine o fi, poate să fie alt personaj, nu cel care a apărut în setul de cărți sexuale. Aici este vorba de o judecată, de o renaștere, de o transformare, de... Da, oh, e frumos că e victorie. Șase de bâte. Șase de bâte, judecată, în fine. Eventual, aveți victorie într-un proces. Unii dintre voi, că judecata ține și de proces, de justiție, da? Puteți să aveți și victorie. Da, niște argumente. Ia uite, și asul de cupe, oh, și asul de spade. Adevăr și dragoste, sau vindecare măcar, dacă nu-i dragoste. Hai să vedem. Ce simțiți? Oh, roata norocului, frumos. Roata norocului este semnul săgetătorului sau al peștilor. Să-l dau pe Rudolf la o parte.
Așa. Simțiți că lucrurile... Ați avut și în crucea celtică, interesant. Simțiți, intuiți și poate și inima voastră bate altfel că lucrurile se schimbă. Poate simțiți altfel decât ați simțit până acum pentru cineva. Ce gândiți? Deocamdată vă gândiți la bani, cum să faceți mai mulți bani, cum să vă echilibrați financiar. Cum să vă echilibrați financiar, da, vedeți? Eventual jonglați între două opțiuni, între două personaje sau între un personaj și viața profesională, în poziția gândurilor. Dar oricum vă gândiți destul de mult la bani. Dacă relația, am zis, trebuie să alegeți sau să vă faceți timp, să vă echilibrați timpul și pentru relație în cazul în care aveți de lucru. Cum acționați? 3 de monede. Construiți, munciți. Eventual vreți o colaborare în relație cu acest personaj? Haideți să vedem. Ce vă doriți? Steaua, ce frumos! Pe și eu îmi doresc același lucru. Steaua, vindecare. Să aveți speranță, să aveți credință. Cu roata norocului și cu steaua vă doriți să fiți mai aproape de destinul vostru. Vedem ce se arată și aici. Ho, ce frumos! De ce vă este teamă de un vale de cupe? Valetul de cupe poate să reprezinte un alt semn de apă, pești, drac, scorpion, sau poate să reprezinte un copil. Poate un copil vă influențează și vă este teamă, nu știu de ce va fi teamă. Ar mai fi și altceva, în cazul în care ce am spus nu e valabil. Vă este teamă sau greu să vă exprimați emoțional. Da, știu, doamna divină se exprimă cu mine, nu cu alții. Oh, ce reușiți să faceți? Marele preot. Să vă angajați, vedem într-o relație, serios. Eventual, dacă e la locul de muncă, poate să fie și un contract. Am zis că aici poate să apară oricine altcineva. Eu citesc ca și când ar fi de dragoste, dar poate să fie și la locul de muncă. Aveți două cărți care reprezintă bani, de fapt a treia, dacă o pun și roata norocului, da? Jupiter. Interesant. Hai să vedem la ei. Ce simt ei? Oh, multă pasiune. Regina de bâte. Regina de bâte. Simt nevoia să vă iubească. Pentru că bâtele reprezintă nevoia de intimitate. La ce se gândesc? Că ar risca la o nebunie. Asta este nebunul, da? Zero. Ar risca. Acum, cine o fi acest personaj? Nu știu. Voi știți. Cum acționează? Așteaptă. Ori vă așteaptă pe voi, da? Ori așteaptă alte oportunități, 3 de monede, 3 de bâte. Vă așteaptă pe voi să veniți cu această, eu știu, să construiți cu colaborarea 3 și 3. Sau încearcă, dacă nu e vorba de așteptare, poate fac pregătiri ca să călătorească. Este un vapor aici. Eu cred că vă așteaptă să veniți, eventual. Ce-și doresc? A, uite, vor să călătorească. Asta doresc. Să călătorească, eventual să vină mai aproape de voi. Pe de o parte vă așteaptă, pe de altă parte își doresc să și călătorească. Sau, la fel, își doresc să veniți mai repede. Este semnul săgetătorului. Aveți aici săgetător. Ar putea și aici să fie săgetător. Poate aveți marcaj pe săgetător. În fine. De ce vă este, le este teamă de 8 de monede?
voi aveți în poziția dorinților și a acțiunilor. Poate că le este teamă că munciți prea mult și nu o să aveți timp de ei. Pentru că voi sunteți aici. Poate le este teamă de un semn de pământ. Dar nu e obligatoriu. Poate le este teamă că trebuie să muncească foarte mult la această relație, dintr-un punct de vedere. Ce reușește să facă? 8 de cupe, alt 8. Ha. Dacă până acum cupele lor nu le-au fost umplute, satisfăcute, n-au fost umplute cu bucurii, reușesc să se detașeze de această perioadă și să meargă către nouă. Posibil. Nouă fiind bucurii. Și aici personajul călătorește. Avem și aici un 8. Se detașează emoțional de ceva ce nu le-a prit, asta e clar. Și eventual merg către o stare de bine. Că o fi cu voi? Teoretic așa ar trebui să fie. Pentru că și voi aveți aici, voi ei, aveți judecata, să zic o împăcare sau o renaștere după o despărțire, victoria în niște argumente și asul de cupe și asul de spade. Bănuiesc că mergeți totuși. A, ce frumos și cu răbdare ajungeți la 2 de cupe. După ce unul dintre voi a plâns, a regretat, o începeți cu pași mici, o relație pasională. Și cu pași și mai mici, o relație de lungă durată. A, și asul de monede. Of, of, of. O grămadă de chestii. O grămadă de chestii. Dar a risca. Se gândesc la un risc. Se gândesc a lua de la zero. Pentru că au multă pasiune pentru voi. Dar deocamdată cum acționează martele lor, așteaptă ce își doresc. Își doresc să zboare. E o mare diferență între ce îți dorești, ce simți, cum acționezi și cum gândești. Fiecare reprezintă o poziție. Acum, eu știu, faceți și voi legătura. În cazul în care, eu știu, ceva mi-a scăpat mie. Cred că așteaptă să faceți voi un gest. Voi aici munciți, aici așteaptă. Și vouă vă este teamă să mergeți cu acest mesaj emoțional. Probabil că l-așteaptă valetul. Da. Este exact cupa care duce către 9, către bucurie. Vedeți? Da? 8 cu 1, 9, către bucurie. Ei s-ar detașa de tot trecutul dacă voi veniți cu această ofertă și vă este tare teamă sau incomod. Și în momentul în care faceți chestia asta, reușiți să puneți bazele unei chestii serioase, solide. În fine, dacă vreți. Cam aceasta ar fi etalarea între voi și altă persoană pe decembrie și perioada următoare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și aștept să-mi comentați, să-mi scrieți una alta. Vă pup numai bine! Ceau!